Cei care folosiți probabil de mai multă vreme iPhone sau aveți un ecosistem de la Apple, probabil că ați găsit util acest serviciu și ați înțeles modul lui de funcționare. Însă pentru utilizatorii, să zic așa, casnici, da, care probabil doar folosesc un iPhone, sau pentru cei care sunteți mai noi în sistemul de operare iOS, probabil că ați avut câteva bătăi de cap ca să înțelegeți modul lui de funcționare și de fapt la ce este util. Desigur, toată partea cu iCloud-ul este destul de complexă și dacă vă doriți să vă explic toate lucrurile pe care le face iCloud-ul, vă rog să lăsați un comentariu și o să fac un video separat. În acest video o să discutăm despre partea de fotografie și cum se sincronizează cu iCloud-ul. În primul rând, trebuie să înțelegem că iCloud-ul nu este un serviciu de stocare a fotografiilor, a videourilor sau a altor tipuri de documente, cum sunt celelalte tipuri de cloud, gen MyAirbridge, WeTransfer, DigiStorage și așa mai departe. Ci pur și simplu, iCloud-ul este un sistem mirroring, adică în momentul în care voi faceți fotografii cu telefonul, toate aceste imagini se vor încărca în iCloud, după care voi veți avea acces la ele de pe toate device-urile de la Apple care sunt conectate pe același Apple ID. Adică dacă eu fac fotografii cu telefonul, după care mă duc acasă, eu pot să le văd și pe calculator, să le descarc, să le șterg și așa mai departe. Partea asta cu mirroring-ul poate fi bună sau poate fi mai puțin bună. Partea bună e că atunci când înțelegeți principiul de funcționare, vă va fi foarte simplu. Adică dacă faceți fotografii cu telefonul și vă doriți să le descărcați după aceea în calculator, că poate vi se umple memoria telefonului sau chiar a iCloud-ului, aveți acces pe calculator la toate fișierele realizate, le puteți descărca în calculator, după care să le ștergeți din aplicația Photos. Odată șterse de pe MacBook, ele se vor șterge de pe toate celelalte device-uri, adică nu o să le mai aveți nici pe telefon, nici pe iPad, nici pe alt device din același ecosistem. Partea mai puțin bună e că dacă ștergeți ceva din greșeală, ele se vor șterge de pe toate device-urile. De aceea trebuie să fiți foarte atenți și, desigur, să vă organizați foarte bine fișierele în telefon, în calculator a fotografiilor, da? Deci fișierele de tip fotografie și video, tocmai pentru a vă asigura că ele nu vor dispărea pentru totdeauna.